Iată că ne-am întors din nou pe ploiurile munților Apuseni, la doamna Dobra Ana lui Ionel, din comuna Gârda de Sus, județul Alba. Din Arieșeni, lângă Arieșeni. Gârda Seacă, lângă Arieșeni. Lângă Ghețarul Scărișoar. Lângă, da. Foarte aproape de, da, de localitatea Ghețar și peșterea Scărișoara, Ghețar. Dânsa ne va spune acum cum își pregătește frunzele, că nu toate frunzele sunt bune pentru cântat. Și așa mai departe. Da, eu încep așa. Viu cu vitile aici la pășune și când vitile s-alină un picuț, eu încep să mai cânt. Și din gură, și mai fluier, și din frunză. Măi strig, n-ară păie neagră, n-ară păie micuță. Din nou încep să mai cânt, că mă plictisesc și eu singur aici. Că numai excursioniștii când trec, că nu-s vecini, vecinii-s plecați în munce. Și așa singură mai trece și mie timpul. Și urmă mărg acasă cu el, îi leg un ceas, două, mănânc și eu, mai stau și iar la vit. Asta-mi nimeseria. Și cum era cu frunza? Că ceați că nu toate sunt. Și frunzele astea de fac, când frunză de fac cânt eu, nu toate sunt bune de cântat în ele, pentru că sunt care subțiri și se cântă ușor și nu se rup așa, că alea mai groase se rup mai repede și nu pot să cânt în ele. Și de asta am ales că să cânt în frunză de fac. M-a învățat mama mea din copilărie, când eram micuță, pe clasa 3-a, pe 4-a. Și de la ea am învățat, dar nu prea știe nimeni să cânte. Mă întreabă mulți că arată și mie cum și frunza. Trebuie rupt aici la o dungă, așa ca să fie... Uitați, dumneavoastră, că aici are mai multe ridurile astea și trebuie ruptă pe lângă o ridie ăsta și să fie cu ăsta subțire unii cânte, ăsta să rămână. Să nu fie rupt. Da, da. No, așa, și așa, asta mi-e meseria la bac și a lui Dobrana, Dăreț. A lui Ionel, acum la vârsta a doua. La vârsta a doua, așa să zicem, vârsta, da, a doua. Când am fost în vârsta întâia, am crescut pe copii, am cosit cu soacra împreună, am făcut treburi, că am fost amândouă, că nevoiti să facem și ce am putut și ce nu. Pentru că soțul a fost angajat la păduri. Dintre care are acum o pensie de, să nu mai fie, de 5-6 milioane, putem noi trăi în vârful dealului cu pensia asta. Le mulțumim la conducători că ei fac treaba asta. Foarte bine, foarte bine. Și să audă și ei, să știe și noi cum trăi, să știe și dânsii cum trăim noi în munții Apuseni. Și foarte izolat aici. Și foarte izolat. N-am avut apă până acum 2 ani de când avem apă de aici. Acum bine că o plătim, nu avem noi bani. N-am avut apă, n-am avut curent, n-am avut drum. Am fost foarte izolați. Numai cu ursul în tânereții m-am străduit ca să apăr, să aibă copii, să nu ne mânci porcii. Când era soțul dus, eu eram cu ferinarul în mână, nopțile. Era și urât, soacră mea mă certa, că zicea că de ce ești plicos, să nu știu ce. Păi eu nu mă pot să nu fie frică când animalul sălbatic e în jurul gospodării noastre. Povesteam cu ea. Și acum mai vine pe aici ursul? Acum nu mai vine. Pe când a venit curentul, ne-a ieșit copii, am avea și noi un pic de putere, nu mai vine. Nici nu ne dor de el, nu avem nevoie. Și copiii ce fac? Copiii ăștia, unul cel mai mare a fost mai dus el prin Italia, mai venit. Ăla de mijloc e însurat. Unde? Stă cu mine în casă. Are două cu fetițele. Fetițe. Da. Da, nu-i fetițele care le-a dat acolo. Ca aici și el. No, ce face și el ce poate. Ia să ne cânte doamna Ana ceva acum, dacă poate la frunză, să vedem cum procesul creației. În continuare să vedem dacă poți să încep, dacă mă lasă. Asta nu-i nimic, că o mă iau eu de joc, doar nu-i nimic. Alduiește-vă de vaci. Chiar acum, când e momentul, nu stau. Mariana, întoarnă-l înapoi! Întoarnă-l înapoi, nu le lăsa să margă câtă Ion, mă! Dă-ți înaintea lor! Vreau să mă duc și eu? Merge, mi-am oprit, până în cali și o băgați pe aia care merge pe cali. Că cum îi fac asta? Dați-o înapoi, aia care e pe... Ajungi, mergeți pe acolo sus, fără în potecă. Să vină înapoi, să vină înapoi, da. Da, să vină înapoi, că vine la asta, la altă și... Ieșiți drept în sus, cât aia neagră. Problematic și cu vacile astea, înapoi, că... Da, da, e foarte greu cu ele. Să ai grijă de ele, uite. Lasă-le pe acolo, bă, dă-le pace acolo. Acolo e bine? Lasă-le, Mariana, stai acolo lângă ele, stai acolo. Uite-și pe Mariana.
Da, și dacă se vedeau și ele, așa că era bine. Da, le-am văzut și pe ele, dar acum am făcut, da, le-am prins și acum am dat stop cadru să vadă mai bine, da, pe Maian. Să stau în picioare, să stau jos, stau jos, stau jos, că cum vă e mai comod. Să nu mă, nu mi se rupă casa. Nu, no, stai, nu știu. Să nu mi se rupă punga, să nu mă fac ei. E, na, nu e nicio problemă, că nu. Dacă chiar o șterg dumneavoastră, dacă... Da, da, schimb. Corect, corect. Nu treci din Claudia, să nu se ducă la Ion, Mariană! Să-mi amintesc numai o melodie. E, normal. Și orchestrele mari și oamenii, muzicanții mari, muzicienii mari, și ei fac probe întâi. Da, da, că da, doar da, nu toți da, cântă din prima. Sigur. Le acordează instrumentele, da, le încearcă, da, nu? Asta văd că se rupse. Lasă, Mariană, că nu te apuci, nu lăsa pe neagră la ele. Doamne, aduiește, bă, cu vas cu tot. Oh, Doamne, vezi că de la... O, s-o șterge pe asta, că mi-e rușine, că nu le...